Nu am mai avut emoțiile astea de când am văzut prima oară cum a crescut șturetele de porumb în vechea cameră mexicană. O să iasă totul bine. De fapt, ce tot zic, deja a ieșit. Uite, toți vecinii sunt aici. Vorbește-le calm și nu te pierde în detalii pe care le înțelegi doar tu. Amintește-ți, care e scopul acestui atelier? Da, deci, scopul acestui atelier este să luptăm împotriva risipei alimentare la nivel mondial. Nu, scopul este să-i ajut să înțeleagă că este mai simplu și mai sănătos să gătească cu alimente congelate. Da, așa e, la nivel micro, dar la nivel macro, cred că putem lupta împreună mai ușor împotriva risipei alimentare. Pentru că legumele congelate își păstrează intacte vitaminele și mineralele. Le decongelezi când ai nevoie, cât ai nevoie, fără să mai arunci mâncarea gătită în exces. Atunci când arunci mâncarea că s-a stricat, e ca și cum ai arunca banii pe fereastră. Vino cu piciorile pe pământ, Eduard! Ați întârziat, domnul Adrian. Vă rog, luați loc. Mii de scuze, domnule președinte. Nu știam că avem program. Ați fi știut dacă v-ați fi citit corespondența din căsuța poștală sau avizierul. Asta în cazul în care știți să citiți. Astăzi este primul atelier educațional de gătit sănătos și sustenabil. Se intitulează Gătește cât mănânci. Și, așa cum îi spune și numele, ne învață să gătim exact cât mâncăm. Am auzit bine? Atelier de gătit? Gătit sustenabil? Ha! Ce poate fi mai plictisitor? Grămadă de lucru! Numai bine un atelier de... salsa! Yeah! Ce e aici, mă, în bar de salsă? Nu pentru mult timp. O să le stric eu distracția. Ce faci cu alea? I-am ascuns pisici prin casă? Nu, mă, ce ai? Astea sunt noile mele, Bobe. Le mănânc cum mă uit la seriale. Hm? Vrei? Îmi pare rău că nu a ieșit bine atelierul tău. Dar hei, măcar am dansat salsa după atâția ani. Nici nu știam că mai știu. De parcă salsa ar putea să salveze lumea în care trăim. Atâtea tone de mâncare se aruncă în fiecare clipă. Anual, în Europa sunt generate 88 de milioane de tone de deșeuri alimentare. Asta înseamnă 173 de kilograme pe cap de locuitor. Voi vă dați seama? Vă dați seama? Și când eram pe cale de a explica asta tuturor vecinilor și să-i învăț cum să nu mai risipească mâncarea, că vorba aia, eu am învățat toate astea singur de când am trecut pe Edenia, da? Când toate se aliniaseră perfect, a apărut domnul Salsa și a stricat tot! Eu sunt cam transpirată după atâta dans, poți să-mi fac un duș la tine, da? Da, bineînțeles. Rămâi la cină, nu? Ca să știu câtă fasole galbenă scot. Nu știu, încă nu prea mi-e foame. Georgiana! Nu glumi cu așa ceva. Ascultă-ți corpul și zi. Corpul meu îmi spune că acum nu este foame. Peste jumătate de oră? Nu știu ce să-mi spun. Vreau doar să nu mai risipim mâncarea, da? Deci spune-mi, pregătesc două porții sau trei? Ma, după trei porții. Și dacă nu mănâncă Georgiana, mănâncă fratele tău două, da? Bun. Risipa alimentară oprită. Știi, Cristi, degeaba zice Georgiana că sunt exagerat, că nu sunt. Eu consider că de când Edenia m-a învățat să gătesc exact cât mănânc și să nu mai arunc mâncarea, este de datoria mea să transmit asta mai departe. Ca și cum aș avea acces la toate secretele lumii și le-aș ține doar pentru mine, într-un mod egoist.
Eu chiar vreau să transform lumea într-un loc mai bun. Cine a pus sticla asta la sticlă? Eu, man. Și mai și recunoști așa, fără nicio urmă de părere de rău. Da. Păi, aia e o sticlă și acolo scrie sticlă, nu? Este o sticlă din plastic. Deci se pune la plastic, da? PLASTIC, plastic, plastic! Uneori, mi se pare că toate eforturile mele de a salva lumea sunt în zadar. Băi, man. Până să salvezi lumea, eu zic să vezi ce faci cu Adrian ăsta. O să se bage mereu peste tine. Ai văzut când am stat cu Georgiana? O să-i arăt eu lui cine este Edward, președinte de bloc. Cum? O să-l fac să-și piardă popularitatea în rândul vecinilor. Cum? Cu un plan bine pus la punct. Cum? Nu știu, o să fie un plan, da, o să fac un plan. Cum? Nu rata următorul episod din Edward, președinte de bloc.